Salutare, dragi prieteni de aici, de la Chicago, din izolare, aș putea spune, dar nu e chiar izolare pentru că am ieșit de afară din casă. Suntem într-o zi de duminică, prima zi după o lungă săptămână de vreme urâtă și ploaie și de stat mai mult pe acasă și astăzi e o zi superbă și am ieșit din casă la plimbare. O să vă dau un tur al zonei unde mă plimb. Suntem încă în carantină, dar carantina e totuși mult mai lejeră decât în România. Cel puțin poți să ieși afară din casă să te plimbi, să ieși la iarbă verde, în sensul să te plimbi pe lângă un parc. Majoritatea sunt închise, dar așa pe jos să ieși la plimbare poți, printre case. E cald, e frumos. Se simte miros de primăvară, de reîntoarcere la viață și la o normalitate, sau cât se poate de normal, pentru că, sigur, e această distanțare socială pe care trebuie să o facem. Oamenii încep să poarte din ce în ce mai mult măști, chiar și în public, în multe orășele de aici, din suburbia metropolei Chicago, este obligatorie purtarea de măști. Dar am zis că să vin să vă prezint cam care e atmosfera pe aici. E un video care îl fac pentru Lumea Liberă, o nouă colaborare Chicago, Spania, America, România. O colaborare transatlantică care sper să fie de bun augur și chiar aștept cu ocazia asta idei din partea voastră, ce anume v-ar interesa să vedeți de aici din America, ce aspecte din viața românilor, a comunității românești de aici. E o comunitate foarte mare de români, dar nu numai comunitatea de români, orice lucruri care v-ar interesa despre cum e aici. Aștept să puneți întrebări, să dați sugestii de ce v-ar interesa, pentru că, sigur, cum vorbeam și cu Laurențiu, pentru mine poate multe lucruri care sunt interesante pentru cei din altă parte, pentru mine sunt oarecum normale și ar fi bine să îmi sugerați voi ce ați dori să aflați, ce v-ar plăcea să vedeți, ce aspecte din viața celor care trăiesc pe aici pe meleagurile americane. V-am lăsat puțin să ascultați ciripitul păsărilor și senzația de primăvară care se simte aici la Chicago. Este o pistă de biciclete unde se merge și pe jos. Copacii încep să înmugurească. Păsările sunt în concert aici și lumea a ieșit din casă la plimbare, unii își spală mașinile în fața casei, alții au ieșit la o poveste. Văd aici un grup de 6 persoane, cineva se plimbă din partea opusă, aici o băncuță. Da, cineva și-a scos aici, nu la vânzare, ci doar și-a scos în stradă, e gratuit, niște bucăți de mobilă, un scaun și câteva bucăți de mobilier, chiar și o mică canapea. Atmosferă foarte calmă și liniștită.
che sono di domenica. Lumea iese la plimbare. Încă nu s-a ridicat, după cum spuneam, carantina, dar totuși oamenii pot să iasă din casă fără probleme, să iasă la plimbare, mai ales dacă locuiești în suburbie și nu e așa aglomerație, nu e problemă să te plimbi, să te bucuri de soare. Avem de fapt mare nevoie de soarele ăsta. Să trec puțin pe partea asta la alta, că văd aici niște pomi înfloriți la casele astea. Că bate soarele și nu o să se vadă prea bine, dar oricum puteți să vedeți mugurii de la copaci gata să explodeze. Și aici o curte și un gard pe lângă casă. Aici mai puține case au garduri. Majoritatea sunt fără. Nu au nici găini și nici porcii care să iasă din ogradă. Așa că nu există interesul ca să aibă garduri. Și este o casă tipică americană, cu garajul atașat de casă. Mașina de obicei se parchează pe drumul din fața casei. Și la capătul aleei e căsuța poștală. Sigur, se păstrează distanța socială pe cât posibil. Oamenii se evită pe cât se poate de mult. Se salută de obicei, se face cu mâna și da, cam așa se fac, cred că, pregătirile de primăvară. Oamenii își scot lucrurile de care nu mai au nevoie prin case și le pun în față pentru cei care vor să le ia. Își fac curățenie prin garaje, văd aici. Sau pur și simplu ies cu câinii la plimbare. Da, deci cam așa arată garajul de la casele de aici, atașate de clădire, de casă, cutia poștală, unde vine poșta. Sigur, nu știu în ce măsură există interes să vedeți toate lucrurile astea. Unii poate deja v-ați obișnuit și în alte țări pe unde trăiți, dar cam așa arată suburbia aici în America. Celebrele coșuri de basket, unde copiii se joacă basket. Da, vecinii au ieșit afară cu copiii. Bucuria lor că pot să iasă din casă să se joace, să nu mai stea în izolare, se bucură de soare și căldură. Atmosfera relaxată de duminică în familie și printre vecini, prin comunitate. Și-au scos mașinile de tăia iarba. Copiii se joacă aici sau se dau cu trotineta. Oh.
chestie foarte faină pe care am văzut aici prin suburbie, pe lângă diferite colțuri de stradă și pe care o să vă arăt și vouă în curând, sunt niște căsuțe în care se pun cărți, un fel de mini-librării unde poți să mergi să împrumuți o carte, pui o carte, iei o carte, cam asta e ideea, e un mod de a încuraja lumea să citească. Chiar și dacă ești pe o bancă aici și vrei să citești, o să-ți împrumuți o carte de la această librărie gratuită, pe care o să vă arăt cum arată imediat. O mini bibliotecă aici în suburbie e un stil interesant de a încuraja oamenii să citească, mai ales cei care nu au un car la bibliotecă și care prin diferite comunități sunt niște căsulii care au diferite cărți pe care poți să le iei, le duci acasă, le citești, le aduci înapoi și chiar au și un website, văd că sunt mai organizați. Take a book, return a book. Da, deci ideea e să aduci o carte, să lași o carte. În felul ăsta se încurajează ca lumea să citească. E ca o mini căsuță care arată în felul ăsta. Sigur, suburbiile și casele din suburbie sunt zonele unde stau de obicei cei care sunt puțin mai înstăriți, familiile care își doresc puțin mai multă liniște, mai ales când ai copii, sunt zone mai cu bani. Asta înseamnă automat că și educația și școlile care se administrează în mod autonom în funcție de zona în care e, au mai mulți bani pentru tot ceea ce ține de educația elevilor, dar și nivelul de pregătire al profesorilor. Și atunci, pentru educație bună, suburbiile sunt preferate. E adevărat că și taxele sunt mai mari. Bate vântul un pic, dacă se aude. E din cauza că e puțin vânt. Dar cam așa arată un cer senin de Chicago. La sfârșit de luna aprilie, veverițele, probabil că nu știu dacă s-a și văzut, e plin de veverițe aici în parte din viața cotidiană. Uite una care chiar acum se urcă pe copac. Să vedem dacă o și prindem. Chiar acolo. A fugit. Sunt foarte multe veverițe. Chiar sunt surprins că n-am văzut mai multe deja. Pe aici. Da, deci foarte multă liniște. Și destul de pustiu încă. Lumea stă prin casă sau se mai plimbă cu bicicleta. O altă chestie care o să vedeți aproape pe la fiecare casă e arborat steagul american. Gazonul frumos tăiat, tuns, florile de primăvară care au ieșit și ele, un alt
american care își aerisește garajul. Și copiii care se joacă basket. Steagul american, mai mic sau mai mare, dar e prezent aproape la fiecare casă. Două semne sau chiar trei semne de bun venit. Se anunță venirea pe lume a unei fetițe pe data de 23 aprilie 2020, 8 pounds și 6 uncii, 22 de inci. Și aici probabil că fratele sau sora care spune că abia aștept să te văd, să te întâlnesc. Un semn postat în fața casei. E o metodă prin care această familie își anunță venirea pe lume a fiicei lor. Deci, un semn frumos chiar. Iată că viața continuă, chiar și cu virusul ăsta care bântuie și ucide oameni. Viața continuă, se perpetuează și există speranță că va fi bine.